Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În această săptămână este recomandat să uiți de șabloane. Acest sfat este probabil să fie relevant literalmente în orice, în afacerile personale, în activitățile creative, în munca de zi cu zi și în dezvoltarea afacerilor private. Astrele te sfătuiesc să te abții de la luarea deciziilor cardinale legate de sfera vieții personale și a carierei. Energiile lunii în scădere au o influență puternică, astfel încât poți percepe totul prea subiectiv. Datorită unei minuni vârșite de Sfântul Mina, este preznuit pe 11 noiembrie. Creștinii văd în el un ocrotitor al celor păgubiți. De aceea, în această zi, fetele și femeile se duc la biserică și aprind lumânările la celălalt capăt, pentru că în acest fel să se, se întoarcă lucrurile pierdute, dar și dragostea flăcăilor. Este sfântul care îi crotește pe păgubiți, este de ajutor celor nedreptățiți în procese și celor ce au pierdut ceva sau au fost înșelați. Marți, luna plină va fi pe cer. Ceea ce va afecta negativ echilibrul mental. Vei dori să fii singură cu tine și să stai în pat? Prevește lumea mai optimist și nu pierde contactul cu prietenii. De deci ce să fii tristă dacă poți să te distrezi? Fă experimente, nu-ți fie frică de idei banale. De asemenea, în zilele următoare, îți poți încerca mâna la lucruri noi, poți începe antrenamente fizice, poți face pace cu un prieten jignit, poți îmbunătăți interiorul sau participa la un eveniment social. Tot marți, Mercur va fi tensionat de scorpion. Ziua nu este potrivită pentru acțiuni și decizii importante. Probabilitatea unei erori fatale este mai mult decât mare. Joi, 14 noiembrie, avem Filipii de toamnă sau lăsatul secului pentru postul Crăciunului. Legenda spune că Filipii au fost apostoli aruncați într-o groapă cu lupi de unde au scăpat nevătămați prin credință. Postul Crăciunului este primul post din anul bisericesc și ultimul din anul civil. Postul Crăciunului ne amintește de postul patriarhilor și drepțelor din Vechiul Testament, de postul lui Moise de pe muntele Sinai. După cum aceștia au postit în vederea venirii lui Mesia, tot astfel se cuvine să întâmpinăm și noi nașterea lui Hristos. Vineri, 15 noiembrie, luna este în opoziție cu Venus și Jupiter. Ai grijă, poți face o mulțime de tâmpenii, poți pierde timp și bani, poți cheltui o sumă indecentă pe un articol complet inutil. Este o zi nefavorabilă pentru deschiderea unei linii de credit. Dar, hai să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec. Poate că soarta îți va testa puterea, dar vei depăși multe obstacole dacă nu acorzi atenție bârfelor și zvonurilor. Săptămâna aceasta nu trebuie să-ți fie frică de schimbări. Zoica încearcă să abandonezi ideile vechi și părerile conservatoare. Miercuri, în fața unei alegeri responsabile, comportă-te cu reținere și corectitudine. Sâmbătă evite situații jenante și de dovadă de reținere atunci când comunici cu familia. În această săptămână, viața personală va veni în prim plan pentru tine. Dacă ai fost hărțuită de dezacorduri în relația cu persoana iubită, poți respira un suspin de ușurare, deoarece ai șansa de a obține o înțelegere de plină te confrunți cu sexualitatea, deși te amenință, tu însă îți știi foarte bine că uneori trecerea de la o canapea banală și plictisitoare la poda este mult mai romantică și mai interesantă. Mai ales dacă arunci acolo o pilotă cu flori bunicii sau o grămadă de pături și perne confortabile. De luni până joi va trebui să ai de-a face cu finanțele îndeaproape. Responsabilitatea transferului de responsabilitate nu va funcționa. Până la sfârșitul săptămânii, claritatea completă în chestiuni importante îți va permite să te calmezi și să respiri un suspin de ușurare. În caserele numerar sunt probabile joi. Dacă te confrunți cu problema excesului de greutate, săptămâna aceasta este perfectă pentru rezolvarea acesteia. Desigur, șapte zile nu vor fi suficiente pentru a te aduce în forma dorită, dar rezultatele activității tale vor fi atât de încurajatoare, încât te vor inspira și vei continua să lucrezi pe tine însăți. Doar nu fi aspră și crudă cu corpul tău. Un efort constant pe termen lung va aduce schimbări netede. Este posibil ca de la începutul săptămânii să simți un fel de greutate în sufletul tău asociată cu sentimente despre acțiunile făcute în trecut. Poartă o bijuterie cu lapis lazuli. Această piatră are capacitatea de a curăța aura purtătorului de negativul acumulat în timpul vieții. Lapis lazuli te va ajuta să te înțelegi și să te ierți. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur! Luni vei desfășura cu succes întâlniri de afaceri și negocieri. Încearcă să nu-i refuzi pe cei care au nevoie de ajutorul tău. Poți începe cu încredere să implementezi proiectele tale, acesta promit succes. Georgeta, joi încearcă să nu împrăști bani. În weekend, discuțiile cu prietenii te vor încânta cu idei și perspective noi, dar relațiile cu rudele pot fi complicate. Duminica este cel mai bine de petrecut acasă. În zilele următoare vei avea șansa de a întâlni o persoană care va provoca sentimente foarte puternice. Dar fii atentă, o astfel de aventură romantică poate duce la consecințe grave pentru care nu ești încă pregătită. Astra le avertizează, fără mângâieri dulci, cu atât mai puțin sex. În caz contrar, te va supăra totul din lume, inclusiv natura ta. Dar dacă vrei cu adevărat, dacă vă doriți amândoi, atunci simțiți-vă liber să utilizați tehnicile cam Sutra. Trebuie doar să-ți faci timp, Conform astrelor, ai o săptămână aglomerată care poate necesita atenție și concentrare. Este posibil să fii nevoită să cheltui mai mult efort decât de obicei pentru a depăși toate obstacolele care apar în domeniul profesional. Încearcă să rezolvi toate întrebările referitoare la împrumuturi, nu uita să plătești dobânzile. Asta nu înseamnă că ți-au crescut în mod semnificativ banii în această săptămână, dar situația ta financiară este încă departe de, de suferință. În această săptămână, astrele îți recomandă să-ți descarci puțin sistemul digestiv. Dă-i o odihnă și multe simptome neplăcute vor dispărea, ca prin magie. Alege mâncarea ușor digerabilă și ia cina cu cel puțin 4 ore înainte de culcare. Ar fi bine să aranjezi cel puțin una sau mai multe, dacă îți poți permite zile de post, doar pe apă, castraveți sau mere. Cere celor dragi să te sprijine cel puțin din punct de vedere moral. În zilele următoare, poate că vei dori să-ți răsfeți persoana iubită și să-i oferi un cadou neașteptat. Breloc sau ceas este perfect. Acum este mai bine să nu dai bijuterii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni, săptămâna aceasta ar trebui să rămâi la mijlocul de aur în orice. Nu-ți pierde inima și nu grăbi lucrurile, iar totul se va dovedi în cel mai bun mod pentru tine. Acum este mai bine să nu iei în prim plan ci să gestionezi situația rămânând la umbră. Miercuri este bine să finalizezi ceva vechi care a fost practic uitat. Iulia, poate ar trebui să-ți faci timp pentru a face loc unui nou venit în viața ta. Nu amâna rezolvarea problemelor și în curând vei primi vești grozave. Vei fi mulțumită de ideile tale creative care încep să devină realitate. Săptămâna aceasta va trebui să acorzi mai multă atenție decât de obicei persoanei dragi. Chiar are nevoie de ajutorul tău. Sprijinul ajută-l să creadă în puterea ta. La final, succesul, prosperitatea și liniștea lui vor fi cheia bunăstării tale. Această săptămână este mai potrivită pentru studii sociale, muncă și moralitate. Prin urmare, nu sunt excluse diverse tipuri de anxietăți dintr-un motiv sau altul care umbresc chiar viața intimă. Dar dacă știi că această influență este temporară, atunci ai putea rezista destinului, bucurându-te mai tare de astfel de zile de post carnale dulci. În sectorul financiar totul este bine și stabil. Te poți aștepta la profituri suplimentare și oferte interesante pentru afaceri noi. Planurile de lungă durată realizate pot aduce un venit foarte decent. Încearcă să-ți protejezi sistemul nervos de supraîncărcare excesivă. Acest lucru este valabil mai ales pentru vineri. De joi este bine să începi procedurile preventive pentru rinichi. Este indicat să-ți dedici weekendul pentru vizitarea unor expoziții interesante, concerte și alte tipuri active de recreere culturală. În următoarele zile vei găsi pace și armonia. Pentru a-ți consolida succesul, cuarțul roz te va ajuta. Poartă-l! Această piatră este de asemenea un talisman al iubirii reciproce, pasionale. Apropo, este posibil ca cel ales să-ți ofere bijuterii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC Săptămâna aceasta va trebui să te ocupi de probleme urgente acumulate. Marți nu ar trebui să planifici întâlniri de afaceri și întâlniri romantice, deoarece acestea pot interfera cu sfera ta emoțională. Soluția controversată care poate să fie apărut miercuri ar trebui amânată până săptămâna viitoare. Nu te baza pe sfaturile prietenilor, ei te pot dezorienta acum. Vineri te poți arăta ca un adevărat profesionist. Asigură-ți comunicarea cu părinții sâmbătă, ei au sfaturi foarte bune pentru tine. Munca îți absorbe foarte mult timp, dar este plăcut să vezi o persoană iubită lângă tine. Pentru Dorel, în mod special, se pare că te află în mijlocul unui roman de birou, poate fi doar unul mental. Marți și joi sunt favorabile pentru întâlniri. Invitați ți persoana iubită să te viziteze și pregătește o surpriză plăcută. Duminică, o excursie, o ieșire comună te va înveseli. Din moment ce ești destul de critică în ceea ce privește orice, poți găsi chiar greșeli ale îngerilor în haine albe. Este foarte dificil să mulțumești o persoană atât de caprecioasă ca tine, așa că nu este surprinzător că nimeni nu face primul pas. Încearcă să schimbi furia în apreciere și să-ți lauzi puțin alesul. Viața conjugală va funcționa după zicala căruța însă ajunge mult mai departe. Încasările de bani sunt probabile luni, dar va depinde doar de tine dacă vă trec printre degete sau dacă reușești să-i gestionezi cu înțelepciunea. Joi te poți dovedi și poți obține o promoție. Săptămâna aceasta este important să iei o decizie corectă, dar să respecti măsura. Stelele recomandă cu tărie să faci sport, dar de asemenea să fie o plăcere. Merită să te gândești la ce tipuri de activitate fizică îți place. Poate un bazin, poate o plimbare, poate o bicicletă în schimbul programelor TV preferate. Dacă nu ai preferință, încearcă diferite opțiuni. Nu te forța altfel, nu va fi niciun beneficiu. Săptămâna aceasta ar trebui să porți exclusiv perle. Pe lângă faptul că perla se va potrivi bine cu starea ta de spirit, nu-ți va permite de asemenea să suferi de o iubire necuprință. Vei fi simțită și admirată. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu! Ceea ce te străduiești poate fi opusul celor necesare în realitate. Teama pentru viitorul de omenință să te facă să începi să construiești planuri insidioase. Renunță la această dorință distructivă. Astfel de activități nu se reflectă în cel mai bun mod în personal și bunăstare. Crede-mă, există metode mult mai raționale și mai oneste de a-ți rezolva problemele, nu în detrimentul altora. Sâmbătă meriți o odihnă bună. Răceala ta amenință să-ți afecteze relația cu persoana iubită. Este posibil să nu te înțeleagă în acest fel, iar acest lucru va provoca omisiuni și chiar certuri. Arată atenție și grijă pentru cel ales. Nu te lauda cu problemele tale, chiar dacă există. De ce nu schimbi regetul regal pentru o voce pisicească de genul Iubește-mă pentru cine sunt? Așadar, puneți o perucă, lentile colorate, pantofi cu toc înalt sau pantofi cu platformă, adică machiaj neobișnuit pentru tine și merge în locuri necunoscute cu iubitul tău. În același timp, nu vei verifica doar ce-i place mai mult iubitului, dar poți obține un fior incredibil din frivirele admirative ale celorlalți. Ai curaj, Paula! În această săptămână se pare că trebuie să iei măsuri de urgență pentru a-ți reanima bugetul costurile neprevăzute te pot demola complet. Luni și marți este recomandabil să te abții de la achiziții majore. Perioada este favorabilă pentru redactarea contractelor și procesarea tranzacțiilor. La locul de muncă fii energică, dar nu ți impune părerea colegilor. Ar trebui să fii puțin mai atentă la ceea ce și, cel mai important, în ce cantități mănânci. Stelele spun că nu trebuie să te supraalimentezi, să nu te implici în dulciuri și grăsimi. În caz contrar, cel mai ușor lucru care te amenință este indigestia, dar poate duce la intoxicații grave sau la o reacție alergică severă. Nu ar strica să probezi doar moderarea alimentară, ci și o dietă specială de curățare. În zilele următoare, este posibil că alții să înceapă să te învinovățească pentru agresivitate și intransigență. Până când aceste calități nu au dus la conflicte grave, cere ajutorul unui talisman din piatră numit alexandrit. Este ideal pentru tine. Acest mineral îți va oferi capacitatea de a face față rapid stresului și de a depăși iritările nervoase. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pecioara vei putea depăși aproape toate dificultățile care îți apar în cale. Acum este un moment foarte favorabil pentru noi cunoscuți de afaceri și pentru a găsi parteneri de încredere. Marți încearcă să ți îndeplinești fidel promisiunile, altfel nu poți evita necazurile în relațiile cu superiorii sau partenerii. Joi este mai bine să taci, un conflict familial este complet inutil pentru tine. Găsește în mod diplomatic puterea pentru a rezolva toate problemele contestate vineri nu lua în seamă comentariile colegilor. Este mai bine să te concentrezi asupra propriilor tale planuri. Rodica, acum ești aproape acolo. A mai rămas ultimul pas. Încetinește. Chiar ai nevoie să te grăbești așa? Îți speri alesul, probabil faci totul bine, prea bine, dar încearcă doar să încetinești. Acum este important să maximizezi realizarea de sine. Gândirea la sentimentele și plăcerile sexuale ale unui partener este desigur bună, dar nici nu trebuie să uzi de plăcerea ta în acest caz. Încearcă să spui tare și clar ce dorești și cu adevărat ți se va da. Doar încearcă să nu o faci în public, este preferabilă intimitatea. În această săptămână este recomandabil să controlezi cu atenție în special sectorul financiar, astfel încât în agitația acestuia să nu existe schimbări nedorite. Dănuți acest lucru te prevește în mod direct, încearcă să scapi de iluzii. O perioadă extrem de proastă pentru a lua un împrumut, mai ales dacă plătești deja un alt Credit. Este o perioadă bună pentru a calcula, fără consecințe speciale pentru organism, ce anume poate crea probleme pentru el. Acum te poți îmbogăți cu un alergen sau doar un produs cosmetic nedorit pentru tine. Singurul mineral care îți va fi cu adevărat demn de atenție în zilele următoare este citrinul. Pe lângă faptul că această piatră îți va oferi posibilitatea de a te concentra pentru chiparea unei planificări îndelungate, te va distrage de la gândurile negative, îți va oferi armonia și te va proteja de intrigi și bârfe. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Vine o săptămână favorabilă pentru realizarea creativă și căutarea unor persoane cu gânduri similare. Abilitățile tale interpersonale vor face o diferență, doar nu vorbi prea mult la locul de muncă, șefii vor fi destul de sever pe punctualitate și un nivel profesional ridicat. Săptămâna aceasta este potrivită pentru o acțiune energică și decizii rapide. Miercuri fii atente și prudente, nu lua decizii pripite. Dedică-te familiei sâmbătă. O excursie în afara orașului va fi de asemenea bună dacă mai devreme trebuia să-ți ascunzi sentimentele și emoțiile, menționându-le doar cu ajutorul unor indicii și omisiuni, acum poți vorbi despre dorințele tale deschis și direct. Nu lăsa dorințele vraiște, recunoaște sentimentele, acest lucru se așteaptă de mult de la tine. Această săptămână este asociată cu diverse tipuri de pregătire și testare. În termen fizic, acest lucru înseamnă că ai tendința să fii preocupată prea mult de intimitate, acordând o atenție prea mare a problemelor de excelență tehnică. Dacă nu reușești să te comporți normal și feresc sau cel puțin așa cum se recomandă în diverse manuale de sex pentru manechine care visează să devină termos, atunci vei fi foarte supărată și poate în loc să devii manechin, vei deveni termos. Sarcina realizării și menținerii bunăstării financiare va necesita capacitatea de a te echilibra pe marginea visului. Există șanse de a face față, dar va fi greu. Nu pierde credința în succes. Copiii vor fi articolul cel mai de folos în această săptămână. Săptămâna aceasta pot suferi multe leziuni minore prin neglijență. Astrele spun că este puțin probabil să se întâmple ceva cu adevărat grav, dar livia, tăieturile, vânătăile și luxațiile vor putea să îți ofere multe minute neplăcute. Folosește unguinte termice pentru articulațiile principale, renunțe la sport sau privilit prin gospodărie o perioadă, fii foarte atentă. Este bine să ai un medicament antiinflamator cu tine. Ai nevoie urgentă de o mascotă nouă. Energia celor vechi s-a epuizat. Așa că mergi la magazinul de bijuterii, dar nu cumpăra ceva dintr-o dată. Este chiar mai bine să arunci o privire mai atentă. Vei reveni în câteva zile când vei ști deja exact ce e nevoie. Moldavit. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion. Dacă logica nu-ți este străină, vei găsi o cale genială de a ieși din orice situație un moment bun pentru a-ți continua educația. Astrele spun că îți poate fi oferită o slujbă foarte profitabilă. Vei avea ocazia pentru cea mai reușită implementare a planului tău. Venitul tău crește. Te poți mulțumi pe tine și pe persoana iubită. De exemplu, organizează o călătorie romantică. Săptămâna aceasta poate veni deznodământul evenimentelor care au început în vara. Nu este nevoie să te ascunzi sau să lupți pentru o relație care s-a epuizat. Mai bine părăsești uniunea lăsând amintiri plăcute pentru tine. Sau vei înțelege că nu puteți trăi unul fără celălalt și vă veți căsători. Totul se decide în câteva secunde, indiferent care este problema. Poate că în câteva secunde vei reuși să seduci un bărbat chipeș fermecător sau te va seduce. În orice caz, trebuie să-ți îmbogățești diminețele cu câteva momente pentru a pune un pic de luciu seducător pe buze și în jurul ochilor. Din păcate, în procesul de intimitate, problema poate fi limitată la câteva secunde. Ai oportunități excelente de a-ți îmbunătăți situația financiară. Ideile tale sunt la cerere mare. Afacerea ta începe să înflorească, dar cu cât știi mai puțin despre asta, cu atât mai bine pentru tine. Somnul sănătos și cel mai important de lungă durată este important pentru tine acum. Stelele spun că multe dintre problemele de sănătate pe care le-ai întâmpinat recent provin din faptul că noaptea corpul tău nu are capacitatea de a se reface. Nu i dai suficient timp. Du-te la culcare cel târziu la 11 seara, dar va fi și mai bine dacă te culci deja la 10. Asigură-te că ai o odihnă confortabilă. Circumstanțele vor fi cele mai bune pentru tine. Pentru a-ți consolida succesul, poartă jad. Te va ajuta de asemenea să urmezi calea a lasa fără încetare. Dacă intenționezi să faci concesii, este mai bine să nu porți nimic. Va fi mai sigur. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, decide clar de ce depinde viitorul tău. Fă o singurică, nu asculta sfaturile altora. Situația ta este non-standard. Redu puțin ritmul și cantitatea de muncă, ai nevoie în mod clar de odihnă, chiar dacă numai pentru o perioadă scurtă de timp. Joi participă la dezvoltarea unui nou proiect, vei învăța o mulțime de lucruri interesante și utile pentru tine. Încearcă însă să eviți contactele inutile. Laseți mai mult timp liber pentru tine creează o imagine complet nouă pentru tine, iar acest lucru va afecta în mod pozitiv relația ta cu persoana iubită. El va vedea brusc în tine frumusețea interioară unică pe care o el anterior. Este mai bine să stai departe de străini și cu atât mai mult de cei care încearcă să te cunoască în transportul în comun și pe stradă. Oricât de drăguț îți se pare trecătorul și oricât de dulce cântă, promițând o mare de plăceri, amintește-ți, ai grijă de tine! Vei fi dezamăgită. În această săptămână vei avea tendința de a risipi ceea ce ai acumulat într-un timp considerabil. Este posibil să ai succes cu economiile, cu excepția cazului în care, desigur, nu există nimic cheltuitor în apropiere. Mai bine de banii părinților. Urmează o perioadă dificilă pentru sistemul respirator. Protejează-te de amenințări suplimentare, evită contactul cu alergenii, încearcă să-ți asiguri aerul curat în camerele în care te afli, evită transportul în comun și stai departe de cei care strănută. Nu conta pe mască, Gabriel, nu te va ajuta. Dacă de curând nu te-ai înțeles prea bine cu persoana iubită și crezi că motivul este în tine, folosește amuletă cu spine. Roșu. Această piatră te va ajuta să retrăiești acele emoții pe care le-ai experimentat chiar la începutul relației voastre și va readuce prospețimea sentimentelor. A doua lună de miere va începe. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn! Nu te grăbi, iar norocul va fi de partea ta, mai ales că acum ai o perioadă bună pentru a-ți atinge potențialul. Trebuie doar să aduci lucrurile la final și să nu renunți la primele dificultăți. Luni este posibil să primești informații interesante, dar este recomandabil să verifici de două ori, pot exista unele inexactități. Miercuri ai grijă de când comunici, nu vorbi prea mult. În disputele cu adversarii adevărul se poate naște dacă asculți punctul lor de vedere. Acordă o atenție deosebită rezolvării problemelor din familie, Liliana, acasă stă acum cel mai important lucru pentru tine. Este probabilă o anumită confuzie în ideile tale. Încearcă să nu amesteci prietenii, flirtul ușor și relațiile serioase. Dacă ești singură, ai șansa de a experimenta pe deplin efectul atotputernic al pasiunii. Încearcă să nu-ți pierzi capul. Dorința de a spune tuturor celor care vor să asculte povestea realizărilor tale sexuale poate duce astăzi la un rezultat dezastruos. Fie reputația ta va fi copleșită, fie limbile malefice vor perverti povestea atât de mult încât nici propria ta mamă nu te va recunoaște în personajul principal al romanului, ca să nu mai vorbim de persoana iubită. Aceasta, din urmă, poate ar putea fi grav jignită de faptul că, fără știrea lui, exprim detaliile intime ale relației tale către străini. Situația financiară se stabilizează. Săptămâna este favorabilă negocierilor și întâlnirilor de afaceri, în special miercuri și joi. În weekend sunt posibile achiziții serioase și vor avea succes. Vei ajunge la promoții și reduceri. Nu vei avea probleme de sănătate dacă îți menții calmul. Nervozitatea și iritabilitatea se pot transforma în probleme psihosomatice. Este posibil ca stresul și sănătatea precară să crească toate în același mod în care crește un bulgăre de zăpadă de pe un munte. Caută modalități de a elimina negativul și utilizează-le zilnic, în mod continuu hobby-uri, mâncare delicioasă, plimbări, sport, toate acestea vor face numai bine. Gândul tău din această săptămână nu va cunoaște barierele și poate ajunge la o astfel de distanță încât tu însăți să speri fără speranță și să te pierzi pe parcurs. Pentru a împiedica acest lucru să se întâmple, stelele te sătuiesc să ai cu tine niște mărgele din cristal de stâncă. Chiar dacă mijlocul minții tale nu este atât de activ, piatra va veni la îndemână pentru a-ți păstra claritatea în cap. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător, o situație ambiguă la locul de muncă și în relațiile cu partenerii de afaceri este probabilă. Va trebui să iei decizii responsabile, să gândești mai întâi și abia apoi să acționezi. Miercuri, astrele promit evenimente unice și uneori chiar uimitoare în viața personală, iar joi, treburile oficiale pot fi în centrul atenției. Călătoriile, întâlnirile, negocierile vor avea succes și rodnicia. Săptămâna aceasta poți încerca să schimbi în viața ta ceea ce nu ți se potrivește. Cu toate acestea, Laura evită schimbările drastice și confruntarea deschisă. Vă arăta grozav săptămâna asta, dar frivolitatea excesivă te poate răni ori de câte ori este posibil, încearcă să-ți controlezi dorințele și acțiunile și fii conștientă de consecințele posibile. Acest lucru îți va proteja cuplul de atacuri de gelozie și chiar de o pauză. Nu poți pune o batistă pe gura altcuiva. Această afirmație caracterizează complet comunicarea cu oamenii din jurul tău. Într-un fel magic, ei vor fi conștienți de viața ta personală și chiar parțial de cea intimă. De asemenea, ei vor considera că este de datoria lor nu numai să pună la îndoială relația ta intimă, ci și să ofere o grămadă de sfaturi. Succesul financiar va veni din practica acestei săptămâni. Încearcă să te oprești cel puțin să nu-ți permiți nicio risipă inocentă. Gândește-te la achiziție înainte de a plăti, pentru a nu regreta mai târziu. Nu tot ce este frumos este și util. Ai grijă! Dacă ai fost chinuită de o întrebare cu privire la sănătatea ta, săptămâna aceasta poți auzi răspunsul la ea, dar într-un loc cel mai neobișnuit. De exemplu, în transportul public sau la radio, la locul de muncă. Poate că nu răspunsul ci un indiciu care te va anunța în ce direcție să mergi mai departe. Singurul lucru pe care stelele ți le recomandă este să discuți totul cu medicul tău. Va fi mai sigur. Săptămâna este favorabilă căutărilor creative și poate aduce o nouă iubire care nu necesită nimic în schimb. Vei fi foarte generoasă în mod senzual. Este puțin probabil să obții ceva pentru tine, dar este posibil să ai de a face cu achiziționarea de cadouri. Ar trebui să preferi lucrurile subtile, nuanțe de galbin, de exemplu, chihlimbar. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești nu trebuie să ratezi șansele favorabile pe care ți le va oferi soarta în această săptămână. Totul va fi obținut cu ușurință, parcă de la sine. În prima jumătate a săptămânii, chiar și partea de rutină a lucrării va aduce plăcere și nu există nimic de spus despre activități semnificative. Doar să acorzi o atenție deosebită noilor parteneri, este posibil ca printre aceștia să se găsească un rău ascuns. Nu credem agulirea și promisiunile iubirii veșnice. Luni încearcă să nu faci un scadal pe persoane iubite doar pentru că opiniile tale nu coincid momentan. Joi și vineri sunt zile bune pentru întâlniri și sex? Duminică ar fi bine să ai o petrecere mică doar pentru doi. Corpurile cerești formează pentru tine o poziție astrală foarte interesantă. Mai simplu spus, pare mai degrabă o stad din care provin multe raze de lungim și grosim diferite. O astfel de predicție înseamnă o mulțime de relații de dragoste și obținerea plăcerii acute de la stimularea mai multor zone erogene în același timp. Încearcă să fii atentă și concentrată și atunci nu vei arăta beneficiile și cu siguranță nu vei suferi pierderi. Dacă ești interesată serios de altceva decât de muncă, atunci sunt posibile probleme financiare. Planifică-ți cheltuielele de divertisment cu atenție în weekend. Săptămâna aceasta vei fi lipsită de energie, poți obosi rapid. Stelele spun că trebuie să te relaxezi mai mult sau, în mod ideal, ia o vacanță scurtă, petrece o în liniște și măsurat. Dacă acest lucru nu este posibil, ia perioade alternative de activitate și relaxare fără lucruri diferite câte puțin. Altfel, în curând nu vei putea să te concentrezi asupra sarcinelor care trebuie rezolvate. Printre colegi rude există persoane care sunt gata să te ajute, nu le refuza sprijinul. În această săptămână nu ți este recomandat să porți pietre roșii. Ele amenință cu trezirea forțelor destructive din tine. Și cel mai neplăcut este că, după ce provoci daune vizibile persoanelor și obiectelor din jurul tău, te poți deteriora și pe tine însăți. Dacă nu ești în stare să-ți moderezi singură temperamentul, ar trebui să recurgi la ajutorul ametistului. Este o piatră a oamenilor echilibrați și rezonabili. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!